37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii parțiale a contractului de închiriere numărul 1624 din 4-5-2011 către SECE Tonomat Star SRL, de către SECE Tonomat Star SRL, către SECE Porta Zulo SRL, cu privire la terenul lot 2/3, situat în municipiul Mangalea, strada Portului, tronson 1, tronson 2, județul Constanța. Pe vola, cine are interesare? Deci, încă o dată vă întrebați cum e cu interesul, dar același tip de interes. Interesul e cu deoparte când vreau. Președinte, vă rog. Când pe stânga, când se merge în instanță, se merge cu procesul verbal. Cine-i tonomat? Și cu ceea ce... Dacă tu mă aveți să faci și pe să fiți cu noi, hai să ne spunem cu dacă mai cu mâinile pe masă, cu mâinile pe masă. Vreți să facem pe masă? Haideți! Vedeți că noi ne abținem la vot, la niciuna din interese. Da, hai să fim serioși și să nu deschidem gura măcar dacă aveți interese pe masă. Eu nu. Haideți să ne vedem de treabă. Ne permitem să ne abținem, votăm în consecință și atât. Hai să nu deschidem gura. Domnul Menavid, dacă vreți să discutăm cu dânsul pe masă, discutăm cu de deranjează. Chiar nu ne deranjează, că nu avem nimic de ascuns. Paul. Păi nu, dar văd că am un loc pe ajuns și mă urmă că cineva nu s-a luat. Trebuie să vă semnați în care interesează. Doamna Ninica, după ședință o să vă explice domnul viceprimar. Dacă e vorba și vă liniștiți. Da, dar dacă voi crede din adâncul inimii, chiar ce spuneți adevărat, vorbesc cu domnul vice și vă liniștește. Doamna Ninica, vă liniștește domnul vice. Știi mai bine. Să dau această terenuri în contul la 500.000 de euro. În care domnul primar... Sau domnul Menavid, dacă vreți să vă spunem. Domnule, ia zi domnul. Domnul Menavid are de prezidat să-și menționeze poezia în plăcut pe bani. Vreau să specifice procesul verbal interpelare mea, pentru că atunci când merge în instanță, nu merg cu vechea hotărâre. Vreau să pun o întrebare. Da? Doamna secretar, spuneți-mi ce s-a modificat de la... Preferatul de specialitate al... Care nu e pe masă, pe care nu avem în față. Nu l-avem în față, dar nu e la materiale de puse în discuție astăzi pe poștea de... Păi nu, trebuia să-l avem. Că dacă nu avem, este discuția... Nu e și nu... Așa. Doamna secretar, ce s-a modificat de la referatul de specialitate numărul R1079 per 17-5-2019, care... în care se precizează următoarele. Că în data de... Dar n-ai mai spus o dată subiectul. Dar trebuie să mai spun încă o dată pentru că vă merge în instanță. La data de 19-12-2011, CSC Tonomat SRL Star SRL solicită prin cererile numărul 88-694 și numărul 88-702 cesionarea contractului numărul 1624 din 4-5-2011 către Urban View Advertising SRL, respectiv și site-ul SRL. Însă, pentru astfel de operațiune, se încalcă scopul avut în vedere la... Vă rog frumos, nu mă deranjează să puneți. Ce se deranjează? Mai am o frază. Mai am o frază. Însă, într-o astfel de operațiune, se încalcă scopul avut în vedere la demararea procedurii de licitație publică, creându-se premisele încheierii de raporturi contractuale cu persoane juridice care nu au parcurs această procedură pentru terenul aparținând în domeniul privat al UAT Mangalia. Vă mulțumesc frumos. Ce s-a schimbat, spune om? Nu avem răspuns la noi. Răspunsul să se specifice în procesul verbal. Voi verifica acest referat R pe care spuneți și deci cine... Am înțeles. Mulțumesc de răspuns, domnul general secretar. Supun la vot proiectul 37 de ordine. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva. Împotriva? 3 voturi împotriva.